limitate cu prevederile articolului 39 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 942/2016, s-a convocat întrunirea Consiliului Local Moinești în ședință ordinară pentru astăzi, ora 11. Vom începe cu primul punct pe ordinea de zi, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30.06.2016. Dacă sunt întrebări, Comisia Economică. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu? Comisia de Urbanism, dacă aveți propuneri. Nu sunt. Supunem la vot Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Nici o abținere. Vă rog să întrebi. Împotrivă sau abținere? Da, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție. Întrebări, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pentru anul 2016. Dacă sunt întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți propuneri, se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Toată lumea a votat. Comisia Juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Aș avea eu... Am văzut că s-a majorat acolo suma aia suplimentară de la UNICEF. 30.000 de lei. Știm că în aprilie noi am făcut un acord de parteneriat cu așezământul pentru un microgram. Da. Am dat 10.000 de lei. Deci ăștia 30.000 merg tot acolo. Au venit finanțarea din partea lor. Da? Noi am solicitat suplimentare pe acest proiect din partea UNICEF. Da, și UNICEF-ul ne-au... suplimentat cu 30.000 de lei, pe care îi bugetăm acum în plus. Îi bugetăm? Nu sunt bani din bugetul local. Am înțeles. Sunt veniți de la UNICEF. Am înțeles, domnul primar, dar merg tot spre parteneria... Da, cadrul proiectului, cu așezământul Sfântul Gheorghe. Da? Da, asta e. Deci au 10.000 și cu 30.000, 40.000 de lei... suplimentar față de... Suplimentar. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 95 din 7.07.2011, privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică al Municipiului Moinești. În această comisie fac parte primarul municipiului Moinești, domnul Viorel Ilie, președinte, șeful poliției municipiului Moinești, comandantul de detașamentului de jandar Moinești, directorul executiv al poliției locale Moinești, secretarul municipiului Moinești și patru consilieri pentru care o să facem propuneri din partea grupului ALDE. Propun pe domnul consilier Nemirceac și subsemnatul. Dacă mai sunt și alte propuneri. Domnul Botezată. Din partea grupului PSD, propun pe domnul consilier Busuioc Iulian. Mulțumesc. Și din partea grupului PNR, propun pe domnul consilier Paloșanu. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu, mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți propuneri. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Mai sunt alte propuneri la cei patru consilieri? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 128, din 28.10.2015, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2016. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți propuneri. Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre pentru modificarea anex. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia. Dacă sunt întrebări, să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia de Urbanism, dacă sunt alte propuneri. Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Mulțumesc. Da. Componența este formată din doamna Dărlău Marlena, secretarul municipiului Moinești, președinte, domnul Bogdan Cehan, director executiv, Direcția de Asistență Socială Moinești, doamna Fodor Adela, șef Serviciul Asistență Socială Moinești, un membru desemnat de către Protocopiatul Moinești, membru desemnat de către Poliția Municipiului Moinești, membri desemnați de către Consiliul Local Moinești. Trei membri. Trebuie să fie impar. Secretarul nu este membru. Da? Și atunci avem... Deci avem președinte, 1, 2, 3, 4, 5, 5 din afară. Asta ar însemna... pentru ca orice comisie să fie cu număr impar, ori 2, ori 4 reprezentanți ai Consiliului Local. Vă consultăm cu privire la numărul de membri desemnați. Și totodată și persoane, că dacă aveți persoane pregătite, atunci stabilim și numărul. Patru să fie, de la fiecare comisie câte una, cred că ar fi bine. Bun, propunem. Propun pe domnul Purcaru și domnul Văsăi. Mergem cu patru, ca să acoperim. Alte propuneri. Propun pe domnul Bălea Vasile. Propun pe domnul Mănescoare. Mai sunt alte propuneri? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Comisia de Urbanism. Dacă aveți alte propuneri, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcție al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Dacă aveți întrebări, avem aici și reprezentantul spitalului, doamna Deci. Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, mulțumesc. Comisia de Urbanism. Dacă sunt discuții sau propuneri, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 52, din 25.04.2016. Dacă aveți întrebări, vă rog. Am aprobat în 25
rapat la 2016, pentru mai ales că și așa, mai, maxim, poate să fie sigur mai mic și acum dorește. Da, vreau de mult. Deci s-a aprobat proiectul, un proiect reactualizat, care la momentul respectiv nu era terminat de revizia. Indicatorii care au fost prezentați în proiectul respectiv. Ideea este că nu se poate promova la licitație un proiect fără să corespundă cerințelor, adică să corelăm piesele desenate cu cantitățile de lucrări, cu detaliile de execuție. Și adevărul este că valoarea este mai mare, așa cum după corelare. Asta e valoarea cu deviz, din deviz general, care sunt și cheltuieli indirecte și ce înseamnă ce este secundar. Cum merită valoarea asta? Aici este altă discuție, deci nu... Eu nu vă spun că asta e valoarea reală. Și e lor, 140.000 de euro pe deviz. Nici 140.000 de euro pe deviz. Aproximativ. Și valoarea fără TVA este 756.000. Pardon, 648 de euro. Cu TVA, aia, cu TVA, aproape, da. Soare TVA, în jur de 140.000 de euro. Da? Asta este altul. Asta e costul real al lucrării. Dacă mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Ineivian, domnul Darie. Și domnul? Și doamna Adărnă. Domnul Șară. Trei voturi, voturi. Trei? Abține. Comisia de Urbanism. Întrebări? Eu vreau dar toată să subliniez. Este foarte oportună construirea unei scene, dar acum trebuie văzut dacă este prioritar să investim acești bani pentru o scenă și nu sunt alte obiective care ar trebui să le luăm în seamă. Motiv pentru care o să mă abțin de la acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trei abține. Trei abține. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Da. Aș dori, referitor la acest proiect, dar și la alte proiecte care vor decurge, exact cum a spus domnul consilier, ca și într-o familie, ca și într-o firmă, trebuie să luăm prioritar ce este de strictă necesitate. Dacă această scenă este musai și nu mai avem eu altceva pe ordine, deci la priorități, pot să fiu de acord, dar dacă avem alte priorități, atunci nu pot să fiu de acord și am să mă abțin. Da. Mai e cineva? Discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Două abțineri, da? Dați-mi voie să fac eu o clarificare, pentru că am văzut că este un proiect de hotărâre care suscită oareși interes mai mult decât celelalte, se pare. Referitor la prioritizarea investițiilor, pentru că este un lucru care eu spun că îl discutăm permanent și chiar și înainte, astăzi, înainte de ședință, am avut cu colegii noștri din primărie o discuție legată de anumite investiții și prioritizări. Vreau să vă spun că noi avem o listă de investiții aprobată de către Consiliul Local. Aceea este lista pe care, de priorități pe care noi o avem. Executivul. O să-mi spuneți probabil că este a vechiului Consiliul Local. Probabil. Nu știu. Dar vreau să vă răspund deja la această întrebare. Dacă dumneavoastră considerați că este nevoie de o modificare, de o rectificare, vreau să vă amintesc de asemenea că la punctul 2 ați aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Unde avem și lista de investiții. În care listă se găsește acest proiect. Deci,
Este foarte bună întrebarea și foarte bună discuția de a ne prioritiza nevoia de investiții și investițiile în sine. Funcție de bugetul pe care îl avem aprobat, bugetul de venit principal, da? Și dacă simțiți nevoia că este nevoie de această discuție și că puteți să veniți cu propuneri concrete, suntem deschiși la această abordare și putem să o facem chiar și în afara ședințelor de Consiliu Local, oricând doriți, suntem la dispoziție, atât eu, cât și executivul, să putem să rediscutăm aceste priorități. În funcție de viziunea pe care dumneavoastră o aveți, noua viziunea noului Consiliu Local. Vă mulțumesc! Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, restaurarea, modernizarea și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu. Dacă sunt întrebări... Eu aș fi vrut o clarificare în privința asta, că discuția cu muzeul este foarte veche, domnul primar știe. Da. Nu știu despre care clădire și probabil că mai sunt colegii noștri care... Am să vă dau eu câteva detalii. Da, asta doresc. Deci e vorba de, practic, singura clădire de patrimoniu pe care o avem în municipiul Moinești. Cu excepția bisericii Hangari, Viața Parastiva Hangari. Da? E vorba de clădirea de pe strada Zorilor, intersecție cu strada Libertății. Ultima destinație a acestei clădiri a fost atelierul școală al Colegiului Tehnic Grigore Cobălcescu. Da? Acolo, după ce am cadastrat, să spun, ceea ce are în administrare școala generală Ștefan Lucian, am delimitat această clădire cu suprafața de teren aferentă, pe care am gândit să o transformăm în mult doritul, așteptat muzeu al municipiului Moinești. Muzeu care ne dorim să cuprindă cât mai multe secții în funcție și de spațiul pe care îl avem disponibil acolo. Ne așteptăm ca o parte din secții să fie și în spațiu virtual, și în format electronic, astfel încât să acoperim această nevoie. De asemenea, aș vrea să mai subliniez că după aprobarea de către dumneavoastră acestei hotărâri de Consiliu, săptămâna viitoare, sperăm, să fie prima cerere de finanțare pe care să o depunem pe actualul program operațional regional pe regiunea Nord-Est. Deci, proiectul este pregătit, așteaptă această hotărâre, aprobarea acestei hotărâri, săptămâna viitoare sperăm să-l depunem la ADR Nord-Est. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți să continui un pic ideea. Dumneavoastră a spus că e vorba de muzeu cu mai multe secții, dacă e posibil. Fiecare dintre noi știm, cunoaștem clădirea de acolo. Ca spațiu nu este extrem de generoasă și probabil că aici se vor ridica niște probleme legate de secțiile pe care noi le putem gândi ulterior. Moineștiu, ca perspectivă culturală și oraș turistic cultural, așa cum ne dorim cu toții să fie, are nevoie de mult mai mult. Sigur că asta înseamnă timp, investiții, preocupare și așa mai departe. Orașul acesta are o istorie pe care noi avem datoria să o redescoperim și să o aducem în actualitate. Cred că este una dintre sarcinile prioritare ale noastre. Și ar trebui gândit în așa fel împreună, aici nu este interesul nimănui decât a tuturor cetățenilor orașului, să încercăm pe domenii, domeniul educației, domeniul artelor, domeniul petrolului ca istorie locală, să gândim un complex muzeal care să susțină toată ideea de turism cultural al orașului. Și cum orice lucru are un început, cred că este bine că se începe acum cu această clădire de care domnul primar făcea referire.
Da, mulțumesc. Într-adevăr, aș vrea să subliniez, să cristalizez puțin. Deci este doar un început pe ceea ce ar putea să însemne Muzeul Municipiului Moinești. Aici avem doar 4 secții, da? Ramona Ivașcu? Da. Proiectul va, așa cum este el acum elaborat, cuprinde, prevede 4 secții, deoarece această clădire a avut 4 săli de clasă. Și pe locația celor 4 săli de clasă va fi câte o secție. E prezentat și materialul care a fost la, în spatele proiectului de hotărâre. Este o secție de istorie locală, atât istoria petrolului, cât și acea istorie cu puteni, acele vestigii din arta cu puteni. O secție de etnografie și folclor, o secție dedicată lui Tristan Țaraș culturii Dada și o secție de artă contemporană. Deci acestea sunt cele 4 secții actuale. Așa cum ați spus, clădirea este mică. Ea este în formă de U și în acel spațiu creat de cele 3 laturi s-a propus închiderea și celei de-a 4-a laturi și ridicarea unei construcții noi care va avea rol administrativ. Adică vor fi acolo grupurile sanitare, centrala termică, ceva spațiu de depozitare și birourile muzeografului și a personalului care va lucra acolo. Așa va arăta în mare clădirea după restaurare. Dacă mai aveți întrebări? Da. Ne dorim acolo să fie centru, nucleu. După care, cunoscând și devoalând, să spun, discuțiile pe care le-am avut domnul profesor, deci ne dorim un muzeu al învățământului moineștean și discuția care am avut-o, dar un muzeu poate să aibă mai multe locații, da? O să identificăm la momentul oportun poate și celelalte secții, locații pe care ar trebui să le aibă. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, spun la vot Comisia Economică, vă rog cine este pentru, împotrivă, abțineri. Comisia de Urbanism, întrebări. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului, poftim. După cum a spus și domnul primar, este un început, sigur pot să fiu de acord. Pe parcurs putem să îmbunătățim chiar acel spațiu sau, dacă ne ajută sorții să luăm punctul de la Lucăcești sau hai să doveam cum se numește, sigur că putem să facem orice jonglare ulterioară. Deci trebuie să votăm pentru că e un început și merită cultura să fie la noi acasă. O să fiu de acord. Supunem la vot cine este pentru? Împotriva, abține. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a imobilului situat în municipiul Moinești, strada Atelierelor, numărul 5, județul Bacău, din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Moinești. Este vorba de clădirea în care a funcționat cândva poliția și parchet. Și terenul de-a. Dacă sunt întrebări. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Comisia de Urbanism. Întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Întrebări, discuții, poftim doamna. De acord. Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, punct Osoiu, județul Bacău. Dacă aveți întrebări. Să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Comisia de Urbanism. Întrebări. Să punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține?
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada George Enescu, numărul 2, județul Bacău, și constituirea servituții necontinue pentru imobilul teren și construcții situat în Moinești, strada George Enescu, numărul 4A. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia de urbanism? Întrebări? Poftiți. Mi se pare normal ca comisia de urbanism să primeze la fața locului și văzut că vrea cât înseamnă încălzirea de teren. Accesul nu știe aici. Da, servitul. În urma dezbaterii moștenirii a rezultat o parcelă de teren la care nu are acces decât prin curtea școlii. Pentru a evita acest lucru, în de acord cu conducerea liceului Colegiului Tehnic Grigore Comărcescu, am convenit 4 metri să îi retragem din administrarea școlii și să rămână calea de acces. Este și lege. Deci, evităm un proces în care ar putea să ne lase cale. Cred că ar fi trebuit să fi mers. Mai sunt și mai multe aici, cu terenuri și pe Osoiu și ăsta. I-am dat aprobare, dar eu aș propune de acum, când apare asemenea proiecte, să fie convocată Comisia de Urbanism mai în timp și să meargă la fața lor. Solicitați-ne că 5 zile are material. La un moment dat, este câțiva ani, 2-3 ani, și am zis că, domnule, dar nu știți că ați aprobat, nici nu știu, poate unii teren. De-aia materialele se publică din timp și noi să știți că respectăm și vi le-am pus la dispoziție din timp. Orice clarificare pe care o doriți, vă așteptăm la primărie să discutăm. Noi înțelegem că nu sunt nelămuriri și de-aia nu veniți. Da, o parte le lămurim și aici pe comisie. În detaliu. Doriți detalii. Legat la punctul anterior, dacă tot am deschis subiect. Acolo există solicitare din partea unei societăți pentru a amplasa o antenă pentru creșterea calității nivelului de semnal. Și aici fac și o completare. Este acea temere, să spun așa, a unor persoane că radiază acele antene. Vreau să vă amintesc că în urma discuțiilor pe care am avut legat de cealaltă antenă de pe Osoiu, de în parcul municipal, da? La solicitarea noastră, Direcția de Sănătate Publică ne-a făcut o informare și ne-a pus la dispoziție faptul că din datele pe care dânșile dețin puse la dispoziție de către operatori, acele antene nu radiază și nu sunt un pericol pentru sănătate. Ba, neoficial, mi s-a spus așa, nu radiază mai mult decât acest telefon pe care îl ținem permanent lângă noi. Da, doamna doctor? Da, confirm. Confirmați lucrul ăsta. Mulțumesc frumos. Deci, această temere că vezi, doamne, o antenă pe un bloc sau o antenă sau o locuință în preajma, în apropierea unei astfel de antene, ar emite nu știu ce radiații nesănătoase, ne-a fost lămurită de către Direcția de Sănătate Publică. Celălalt subiect cu dezmembrarea, v-am explicat, e vorba de o cale de acces către un teren care nu are cale de acces. Și am preferat această variantă directă, pentru că există și varianta în care persoana în cauză, proprietarii în cauză, să ne dea în judecată pentru dreptul de servitute, nu? Așa da, să numește. Da. Vă rog. Nu, cred că n-am fost înțelești. Eu cred că e benefic să mergem să vedem și noi la fața locului, exact cum a spus și dumneavoastră. Putem să auzim și părerea cetățenilor. Bineînțeles că dacă sunt argumente pro, nu e nicio problemă. Deci, ideea ar fi nemaipomenită, înainte, când avem probleme de genul ăsta, că nu tot timpul poate o să avem, e bine Comisia de Urbanism să deplaseze în teren. S-a mai făcut treaba asta și nu e rău. Aici trebuie să înțelegi. Este asta doar la latitudinea dumneavoastră. Când le dați dumneavoastră explicații plauzibile. Vă mulțumim, așa și este. Domnilor consilieri, eu pot să vă promit că din aparatul de lucru a primarului, din executiv, vă va însoți cel puțin un specialist care vă va da detaliile și teren. Deci, așteptăm cu drag propunerile dumneavoastră. Și ar fi nemaipomenit ca fiecare comisie să-și desfășoare ședința separat, nu la un loc. Acum, cum hotărâți, dumneavoastră aveți majoritate. Nu a fost niciodată o astfel de propunere. Dacă o avansați ca propunerea acum asta, este o putem supune spre aprobare. Păi. Prevedeți să fac propuneri și să le faci de față cu celelalte comisii, altă hotărâre. Așa o să venim și o să stăm în Consiliul Local să venim. Normal, așa trebuie.
legal este fiecare comisie. Aveți un argument în sensul ăsta? În primul rând studiem materiale mult mai bine, deci. Dar nu studiem și calculatorul. E părerea dumneavoastră. Da, da. Da, eu tot părerea. Motivul a fost că discuțiile sunt aceleași. Și de ce să le înmulțim cu trei? Să le fac de trei ori? Ca să nu mai vorbim că sunt proiecte de hotărâre care nu sunt specifice comisiei de anumitor comisii. Deci fiecare ar trebui să aibă, deci am observat că de o bucată de timp toate proiectele trec prin fiecare comisie. Sunt proiectul de buget, de exemplu, e specific comisiei de economice, mă rog, poate că greșesc. Lucrul acesta stabilește doamna secretar. Vă rog dați o explicație. Da, eu am considerat atunci când am fost numită în funcția publică de secretar al municipiului ca toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local, toate cele trei, să-și dea aviz pe toate materialele și să fie în cunoștință de cauză asupra tuturor hotărârilor adoptate în plen. Și atunci de ce avem trei comisii? Hai să facem o singură comisie și pe. Dacă dumneavoastră propuneți să avizați numai anumite proiecte de hotărâre, așa o să facem. Dar mi se pare normal toate comisiile să discute în cadrul ședinței proprii, pe specialitate, toate materialele ce sunt pe ordinea de zi. Ca o completare la ceea ce spune doamna secretar, și eu am considerat necesar, de-aia vedeți permanent aici toți șefii de compartimente, da? Prezenți la ședințele și pe comisii și în plen, pentru a fi în măsură să vă dea explicațiile cerute, dar și pentru a lua act de hotărârile și discuțiile pe care le avem aici cu toții. Noi, ca executiv, după aprobarea acestor hotărâri, le ducem la îndeplinire. Legat de numărul de comisii, vreau să vă amintesc că acestea au fost aprobate de către dumneavoastră în prima ședință de Consiliu Local. Este atributul exclusiv al dumneavoastră, al domnilor consilieri locali. Mulțumesc frumos. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiect de hotărâre privind intabularea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Moinești. Dacă sunt întrebări? Aici e vorba de ACR-ul. Nu. Vorba de strada lui Pecioaia, Ștefan Luchian. Da, se reactualizează suprafețe. Punctul 13. Punctul 13. Mai încolo. Nu știu, stai la punctul 13. Eu n-am decât asta. Nu știu exact că vorba de aia. Nu, punctul 13. Nu. Da. E vorba de acele străzi. Se constată apartenența unor imobile situate în municipiul Moinești la domeniul public al municipiului. Strada Lucăcioaia, strada Ștefan Luchian și podul de pe strada Lucăcioaia. Au fost înscrise inițial în inventarul domeniului public al municipiului în 1999 cu alte suprafețe. Și acum se actualizează. La măsurători au reieșit alte suprafețe și trebuie să actualizeze. Da. Alte întrebări dacă sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Comisia de urbanism, întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Moinești, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele Naționale. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Astăzi, vă rog, o clarificare legat de Olimpiadele școlare. Naționale. Eu am mai venit o dată cu o solicitare la noastră, am primit un răspuns, l-am acceptat atunci, însă eu aș avea o sugestie aici. Mi se pare puțin restrictiv, fiind vorba doar de Olimpiade și nu de... Olimpiade e tot un concurs al copiilor. Ca să nu
există o sarcină prea mare pe bugetul local, că știu ce înseamnă acest lucru. Totuși, eu cred că ar trebui să avem în vedere și pe acei copii care la olimpiade internaționale, unde primesc medalii sau alte distinții, premii, să fie luați în considerație. Deci nu premiile internaționale din țară, că aici lucrurile se mai aranjează prin cunoștințe, relații și așa mai departe. Toți avem diplome, premii în țară. Dar dacă particip la un concurs internațional de prestigiu și ai luat medalia de aur, argint, bronz sau un premiu, eu cred că acela cântărește cel puțin la fel de mult ca o olimpiadă națională. Acum rămâne la latitudinea noastră să cântăriți și să judecați. El aș face în cetății în urmare a orașului. Bun. Eu v-aș propune să analizăm ca pe lângă ceea ce avem deja stabilit printr-un regulament, da, acordarea acestor premii pentru profesori și elevi participanți la olimpiadele naționale. Aici v-aș răspunde că din moment ce ajunge la o olimpiadă internațională, e clar că a participat și la cea națională și clar că va primi o recompensă. Putem să ne gândim în continuare și sunt convins că dacă va fi cazul, deocamdată nu știu să fie cazul de participări la olimpiade internaționale, în afară de doamna profesor Popescu. Cu... Eu am avut cazul, dar da. Am făcut... Bun. Deci orice caz trebuie discutat în parte. În afară de aceasta vreau să vă propun ca pe lângă acest proiect de hotărâre pe care îl promovez în fiecare an, înainte de începerea anului școlar, să ne gândim în a recompensa anumite rezultate de excelență pe care anumite persoane, le-aș numi ca să acopere o paletă mai largă de profesii, le au. Așa cum propuneați dumneavoastră, domn profesor, poate sunt artiști care participă la anumite tabere internaționale și obțin anumite premii. Avem niște sportivi, să știți, la Clubul Sportiv Municipal, care nu primesc niciun premiu de la din partea Consiliului Local, ci le sunt doar acoperite niște cheltuieli legate de deplasare, de diurnă și echipament, chestiuni de funcționare. Deci ei nu primesc nicio recompensă. Și ne uităm așa cu oarește invidie în jurul nostru când vedem comune care le acordă măcar o masă caldă acelor sportivi, de exemplu, la finalul competiției. Noi nu ne-am permis lucrul acesta. Dar ne putem gândi acolo unde avem un, repet, o persoană care are un anumit rezultat și acest rezultat îl considerăm că merită răsplătit, putem să inițiem o astfel de hotărâre personalizată, să o numim. Da? Vă aștept cu propunere. Mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări. Vreau să fac o precizare. Da, domnule. Cer scuze. De la școala Constanța Rad, după închiderea tabelului pe care l-ați văzut în material de ședință, au mai apărut 4 copii prezenți la Olimpiada Națională Sportului Școlar, dacă nu mă înșel. Domnul Purcaru a adus mai târziu decât încheiasem noi materialul de ședință. Este anexat la material acum. Dacă vreți să-i aprobați și pe ei, domnul Purcaru vă poate spune mai multe apropo de asta. Și cerusem explicit conducerilor școlilor și liceilor din municipiul Moinești să fie prezenți la această ședință, pentru că din informările pe care le-am primit de la fiecare școală, de la fiecare unitate de învățământ, cu privire la rezultate, am explicat foarte clar că vrem rezultatele la olimpiadele naționale și internaționale. Da? Așa cum a fost discuția în fiecare an. Și nu concursuri școlare, nu olimpiade din alea cu ghilimele și așa mai departe. Da? Ca să fie lucrurile foarte clare. Pe considerentul acesta, noi am operat modificările și am prevăzut în tabelul ăla pe care l-ați văzut, exact nominal, și elevul și profesorul coordonator. Dacă cei de la școli consideră că
e o completare anume de făcut sau cineva a fost nedreptățit sau cineva n-a fost luat în calcul, e bine să spună lucrul ăsta ca să știm despre ce vorbim. Da? Am vrut să fie lucrurile foarte clare. Da. Deci, să pun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul pe care l-a menționat domnul Cortes. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu, mulțumesc. Comisia de urbanism. Întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot cu amendamentul prezentat, cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării competiției sportive mountain bike în municipiul Moinești. Dacă aveți întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Comisia de urbanism. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 89 din 24.06.2011 privind stabilirea domeniilor și locurilor pentru prestare de către contraveniența muncii în folosul comunității. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia de urbanism. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări? Am văzut că pe rolul, judecătorii Moinești se află 266 de dosare civile. Au fost soluționate, dacă ne poate spune ceva, scrie acolo în raportul biroului juridic, 76 de sentințe și s-au emis 41 de mandate de executare silită. Întrebarea care se transformă în ore. Câte ore? Pe fiecare hotărâre mare specificată. Haideți să vă spun eu, că am semnat dispoziții și ieri câteva și am avut o discuție cu doamna secretar. Deci, pentru fiecare persoană, da, în urma sentinței definitive și irevocabile, să emite o dispoziție a primarului, prin care, în dispoziție, sunt trecute toate sentințele, cu orele aferente fiecărui mandat de executare. Vă dau un exemplu, avem persoane cu 20 de ore și atât, dar am și o persoană în care cumulativ acolo nici n-am mai stat să adun. Cred că trebuie să muncească vreo 3 ani. Încă în folosul comunității. Peste 40 de mandate. Și are peste 40 de mandate. O persoană. Stau și mă întreb dacă chiar le va executa vreodată acea persoană, dar noi urmăm cursul și ducem la, urmărim, duce la îndeplinirea dispoziției și a mandatelor. Da? Deci, e funcție de numărul de ore pe care îl are stabilit de către instanță pentru fiecare mandat în parte. Da. Supunem la vot cine este și pentru. Mai ce place. Da. Deci, ora de lucru, deci dacă e chirurg, dacă e specialist, hotărârea de astăzi, dacă observați, sper că ați observat toții, că vine să completeze niște domenii unde ei ar putea să presteze acele ore de muncă în folosul comunității. Adică trebuie să ieșim din percepția generală că muncă în folosul comunității înseamnă să strângi hârtii de pe marginea drumului. Corect. Muncă în folosul comunității poate să fie chiar muncă la birou, aici în primărie, dacă el este un specialist și avem nevoie de pregătirea și de experiența domniei sale. Așa este și în Occident, este foarte corect pus și sunt de acord. Da, supunem la vot cine este pentru.
Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei autorității publice locale aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de ANL în municipiul Măinești pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani, valabilă pentru perioada 14.04.2016, 31.12.2016. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu? Comisia de Urbanism. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa primii pași Măinești în anul școlar 2016-2017. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comisia de Urbanism. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 19. Punctul 19 de pe ordinea de zi. Dați-mi voie să-l retrag, întrucât domnul manager al spitalului nu este prezent în sală. Va fi repus pe ordinea de zi în ședința următoare. Până atunci puteți să discutați, să meditați asupra reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Spitalului. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren situat în Măinești, strada Plocilor, numărul 2, județul Bacău. Dacă aveți întrebări. Aici e vorba cu ACR-ul. Da, da. N-am înțeles, pământul nostru, a ATU-ului, e numai clădirea. Sunt câteva situații în municipiul Măinești în care proprietarii clădirilor au terenul în folosință pe durata existenței construcțiilor. Și una din astfel de situații este și cazul ACR-ului. Ei au vândut clădirea. În momentul când au înstrăinat clădirea, nu. Proprietarul nou al clădirii trebuie să vină să încheie un contract de închiriere, concesiune, pe suprafața de teren aferentă construcției. Pentru că odată cu vânzarea clădirii, ea transmite și un drept de folosință, să spun așa, pe o anumită suprafață. Da? Ori, pe cheltuiala lor au făcut măsurătorile, documentația cadastrală de dezmembrare. Noi luăm act de această tranzacție și îi obligăm să vină în 30 de zile pentru încheierea actului cu privire la suprafața de teren aferentă construcției pe care au devenit proprietari. Și pe suprafața aia o să plătească. Exact. Deci, Consiliul Local, din momentul înstrăinării acelui bun de către fostul proprietar, către noul proprietar, va beneficia de o chirie, concesiune aferentă suprafeței alocate. Practic, două clădiri și două suprafețe. Exact. Atât cât au convenit la momentul tranzacției. Da? Sau s-ar putea să vină actualul proprietar și să spună, domnule, eu n-am nevoie de 799 de metri pătrați. Pentru că nu am de unde să plătesc. Și vreau numai 200. El alt, îl pun la fel să facă dezmembrare pe suprafața pe care o dorește, încheie contract cu tariful stabilit prin hotărâre de Consiliul Local, restul rămâne teren la dispoziția Consiliului Local. Partea cealaltă rămâne a ACR-ului. Partea cealaltă rămâne a ACR-ului deocamdată. E și aici o discuție. O să spuneți că vreau să cumpăr tot Moineștiul, dacă v-aș propune că și asta ar fi un obiectiv de interes pentru noi, să luăm clădirea aia pentru tot ce înseamnă domeniul public și privat al municipiului. Da? Atâta timp cât terenul e al nostru acolo, am putea să facem o întrebare cam la ce costuri s-a ridicat construcția de acolo. Putea să fie costumată.
Cred că e prevăzut cu garaje, cu organizare de șantier. Practic s-a vândut clădirea mică. Și a rămas clădirea mare. Am văzut asta. Pe asta zic, aia rămâne în lume. Da. Dacă merită cumpărat, e păcat să nu fie pe lume. O să facem o întrebare și uite, chiar o să rugăm pe doamna secretar să facă o adresă către ACR și să... ACR-ul ni plătește ceva acum pe teren. Nu. Impozit pe clădire sunt clădiri sunt, nu, taxă pe terenate. Numai în momentul când îmi străinează, atunci. Aceste clădiri se află în patrimoniul lor, printr-un decret emis în 1990, și ACR-ul, pentru că este o asociație constituită după un regim special, și cooperativele, fostele cooperative, au folosința terenului cu titlu gratuit pe toată durata existenței construcției. În momentul în care ei scot din patrimoniul acelei clădiri, deja nu mai le aparțin și nu mai intră sub acest regim de folosință gratuită. Deci intră într-un circuit civil normal, să spun așa, da, din clădire și cu teren aferent. Adresa da. O să vă informăm în următoarea ședință, dacă avem un răspuns. Mai avem un punct și pe ordine de zi suplimentară și anume proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia de urbanism, întrebări? Trebuie să ne dați niște explicații pentru care am avut timp să studiez. Domnul Octavian. Domnul Octavian. Este o schimbare de formă, doar ca să nu mai ceară hotărâri din Consiliul Local pentru modificarea organigramelor sau structurii interne a lor pentru cele 48 de localități care sunt. Administratorul să poate să facă act adițional pentru orice modificare pe parte de organigramă. Am pus la material și statutul inițial, ca să poată observa ce fel de modificări. Chiar asta, cel mai important ar fi la articolul 32, care va avea alt conținut. Conținutul vechi ar fi prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociațiilor. Adică fiecare primărie îți dea hotărârile din Consiliul Local. Special, și special împuterniciți în acest scop. După modificarea care a survenit în urma modificării, o să vă citim imediat. Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte acționate semnate de președintele asociației, în condițiile prevăzute de articolul 16, adică să ia în Consiliul de Administrație decizia și cu privire doar la modificări de personal. Și mi se pare corect? Da, pentru că exista riscul ca din cele 40 și de unități administrative teritoriale, una să nu aprobe sau să nu nici măcar să pună ordinea de zi proiectul de hotărâre și să bloca activitatea. Și pentru noua aplicație care se va propune spre finanțare pentru POS 2, la fel. O să se dea acord și o să semnezi președintele asociației. Dacă considerați că nu este... Mulțumesc! Ok. Punem la vot. Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc! Comisia juridică, discuție între voi pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? S-a dat vot pe proiectul cu ACR-ul? S-a discutat și mai atât. Stai să vedem ce îi spune doamna. S-a dat vot? Nu. Bun? Nu. Nu? Păi ce faci? Ce notă dau? Păi tu trebuie să notezi numărul de voturi. Păi în momentul când nu le ai, de ce nu le vot? Da, reluăm pe comisii la punctul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, numărul 2, județul Bacău. Comisia Economică. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e cazul. Comisia de urbanism. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Te abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. În continuarea ședințelor comisiilor de specialitate, parcurgem ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Moinești în ședință ordinară pentru data de 19 august s-a efectuat prin dispoziția primarului Municipiului Moinești numărul 942
2016, cu respectarea prevederilor legii 215/2001, articolul 39, aliniatul 1, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, prevederile legii 215/2001, la începutul fiecarei ședințe avem obligația de a supune spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței anterioare. Pentru aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței din 8 iulie, ședinței ordinare, consult plenul dacă sunt obiecțiuni sau completări sau modificări față de conținutul care a fost publicat pe site pentru transparență decizională. Nefiind completări sau obiecțiuni, supun la vot procesul verbal al ședinței din 8 iulie. Cine este pentru? Voturi împotriva? Abțineri? Nu. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței din 8 iulie. Am uitat să vă precizez la începutul desfășurării ședinței. Este legal constituită ședința de astăzi, fiind prezent un număr de 18 consilieri, din cei 19 validați în funcție, domnul consilier Ioan lipsind motivat la ședința de astăzi. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. O să supun la vot ordinea de zi pentru proiectele cuprinse în notificarea inițială, cât și în notificarea suplimentară. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Vă dau citire ordinii de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30.06.2016. Dacă aveți întrebări? Avizul Comisiei Juridice? Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică? Avizează favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism? Avizează favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești, județul Bacău, pe anul 2016. Dacă sunt întrebări? Așa, avea eu două întrebări pentru, o întrebare pentru doamna director, dacă știe ceva cu, în legătură cu hotărârile judecătorești. Înaintat către direcție de finanțe permanent solicitări, urmarea solicitărilor înaintatului către școli. Deocamdată, nu am văzut că nici la rectificarea de buget, nu știu exact cât au fost alocate sumii, nu cred că vom rectifica prea curând bugetul local. Așteptăm și noi repartizarea făcută de direcția de finanțe. Și a doua, nu pentru deci, ca să înțelegem, ține exclusiv de Direcția de Finanțe da. Publice. Orice modificare de buget legată de învățământ, imediat venim cu ea pe rectificarea... Mai concret de cheltuielile de personal și cheltuielile pentru hotărârile judecătorești. Dacă urmarea rectificării bugetului de stat vom primi ceva, în următoarea ședință de Consiliu vom solicita aprobarea pentru rectificarea bugetului. Și a doua... problemă. La finalizarea proiectului Părinții Informați Copiii Protejați, am văzut, cum am discutat și în comisie, că au mai venit 30.000 de lei. Ar trebui ca Asociația Șezământul Social Filantropic Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să ne prezinte și nouă un raport final asupra activităților și un raport financiar, un raport pe buget. Este solicitat și de către UNICEF, va fi solicitat și de către UNICEF, vă spun, pentru că și noi am avut și un raport. Solicitanții, domnul consilier, noi întocmim raportul cu toate activitățile ce se desfășoară în proiect. O să-l prezentăm în plen în prima ședință de Consiliu Local. Da. Dacă mai sunt întrebări privitor la acest punct. Mai mult, tot referitor la acest punct, chiar ieri a fost pe locație acolo, am văzut ce s-a mai făcut și ce am mai putea să facem acolo. Mi-aș dori ca și un panou de informare
așa cum se obișnuiește și la alte proiecte și la cele cu finanțare nerambursabilă, să fie un panou de informare acolo cu privire la implementarea acestui proiect în cadrul așezământului de acolo. Da. Alte întrebări? Avizul Comisiei Juridice? Votează favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică? Membrii Comisiei avizează favorabil cu unanimitate de voturi. Comisia de Urbanism? Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 95/07/2011, privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Moinești. Dau citire componenții acestei comisii, președinte inginer Jurie Julie, primarul Municipiului Moinești, membri, șeful Poliției Municipiului Moinești, comandantul detașamentului de jandarmi Moinești, directorul executiv al Poliției Locale Moinești, secretarul Municipiului Moinești, Vieru Valentin, consilier local, Nimircea Ghion, consilier local, Busuioc Iulian, consilier local, Paloșanu Mirel, consilier local. Dacă sunt întrebări, dacă nu, avizul Comisiei Juridice. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil cu unanimitate de voturi. Comisia de Urbanism. Avizează favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu? Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 128 din 28/10/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Municipiului Moinești de Bacău pentru anul 2016. Dacă aveți întrebări, supun la avizul Comisiei Juridice. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Membrii Comisiei avizează favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia. Voi da citire componenței acestui comitet. Doamna Dârlou Marlena, secretarul Municipiului Moinești, președinte, domnul Cehan Bogdan, director executiv Direcția de Asistență Socială Moinești, doamna Fodor Adela, șef Serviciu Asistență Socială Moinești, un membru desemnat de către protopopiatul Moinești, un membru desemnat de Poliția Municipiului Moinești, domnul consilier Văsii, domnul consilier Purcaru, doamna consilier Alina Dărmănescu și domnul Bălan. De asemenea, doamna consilier juridic Rusu Diana de la Direcția de Asistență Socială Moinești. Dacă sunt întrebări. Dacă nu, avizul Comisiei Juridice. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Membrii Comisiei avizează favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcție a Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Dacă aveți întrebări, avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 52 din 25/04/2016. Dacă aveți întrebări, avizul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abțineri. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și 3 abțineri.
Comisia de Urbanism. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul cu 3 voturi pentru și 3 abțineri. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Poftim? Nu i-a favorabil, 3 cu 3 nu i-a favorabil. Nu-i favorabil, este, da. Avizul comisiei. Avizul comisiei. Cine e pe altul? Supun la vot proiectul de hotărâre în plen. Cine este pentru? Ridic numărul. Vă rog să numărați. Ia numărul. 10. Cine se abține? Da? 10 cu 8? Nu? Da, 18. Împotrivă. Da, 10 pentru? 10 pentru 8, 8 abține. Vă rog să menționați și numele celor care se... Dar ce fel de nur. Nu-i de aviz când nu e favorabil sau nefavorabil. Aviz... Nu e. Votul plenului. Bine, dar... Avizul este consultativ pe comisie. Trecem la următorul punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico în fază sud de dezvoltare pentru obiectivul de investiții, restaurarea, modernizarea și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu. Dacă aveți întrebări, vă rog. Să înțelegem, cum a zis domnul primar, că investiția va fi făcută sau finanțată prin fonduri europene. Repet, sper ca săptămâna viitoare să facem chiar un eveniment public din asta ca prima cerere de finanțare pe care o depunem pe fonduri nerambursabile. Deci, vorba de finanțare, 98% din fonduri nerambursabile și 2% din cofinanțarea noastră. Super. Dacă mai aveți alte întrebări, dacă nu, solicit avizul comisiei. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a imobilului situat în municipiul Moinești, strada Atelierilor numărul 5, județul Bacău, din domeniul public al statului, în domeniul public al municipiului Moinești. Dacă aveți întrebări? Comisia juridică? Domnul Ilie? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de urbanism? Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, punct Osoi, județul Bacău. Dacă aveți întrebări, discuții, avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada George Enescu, numărul 2, județul Bacău, și constituirea servituții necontinuie pentru imobilul, teren și construcții situat în Moinești, strada George Enescu, numărul 4A. Dacă sunt întrebări sau discuții? Dacă nu, avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu unanimitate de voturi. Comisia de Urbanism. Avizează favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind intabularea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Moinești. Dacă aveți întrebări sau discuții, avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Moinești, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele Naționale. Dacă aveți întrebări sau discuții?
Comisia juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, cu amendamentul domnului Costea. Exact. Comisia economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, cu suplimentarea celor 4. Comisia de urbanism? Aviz favorabil cu 6 voturi, cu amendamentul domnului Costea. Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul menționat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării competiției sportive mountain bike cu municipiul Moinești. Dacă aveți întrebări sau discuții. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 89 din 24.06.2011 privind stabilirea domeniilor și locurilor pentru prestarea de către contravenienți a muncii în folosul comunității. Dacă aveți întrebări sau discuții, avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei autorității publice locale aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Moinești pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani, valabil pentru perioada 14.04.2016 31.12.2016. Dacă aveți discuții sau întrebări. Dacă nu, avizul Comisiei. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supun proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care pregătează creșa primii pași Moinești în anul școlar 2016-2017. Dacă aveți întrebări, discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Aviz favorabil. Ce votul pentru? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supun din nou la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 19 a fost retras de pe ordinea de zi, 19.20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, numărul 12, sub Bacău. Dacă aveți întrebări sau discuții, avizul Comisiei. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Dacă aveți mai aveți întrebări, discuții, Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Și Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. La punctul diverse avem o notificare a Casei de Ajutor Reciprocă a Pensionarilor. Dacă nu aveți cunoștință de ea, putem ei o afișa sau să o citim. Știți despre ce este vorba? Da, deci așa cum am stabilit pașii în virtutea celor convenite prin contractul de asociere, am prezentat ce are pensionari proiectul pentru investiția pe care ne-am propus-o acolo, în luna mai. Zilele trecute, exact pe 12 august, am primit un răspuns nemotivat aici, dar din informațiile noastre dânsii deja au făcut demersuri pentru achiziționarea unui spațiu fostul Infrarom, de aici, de pe strada Vasile Alexandrii, la parterul blocului de alături, pentru achiziționarea unor spații de acolo și probabil își vor dezvolta aceste activități de cabinete medicale pe care și le-au dorit în acest spațiu acolo. Și cred că ăsta este motivul.
raportat și la valoarea investiției, așa cum reieșea și din proiectul tehnic, față de, probabil, cheltuiala pe care au avut-o cu achiziția acestui spațiu. Deci, în continuare, explică că dorește ca acest contract să producă efecte în continuare, mai puțin asocierea pe acest obiectiv. Ca detaliu aici, vă spune că am avut o discuție cu colegele de la investiții și de la proiecte și analizăm această documentație tehnică. Posibilitatea de a o transforma, această clădire, într-un centru social pentru persoane vârstnice, care să poată să primească finanțare tot din fonduri nerambursabile. Centru de zi pentru persoane vârstnice. Deci fără componentă rezidențială, așa cum este prevăzut în ghidul de finanțare. Analizăm această posibilitate, o să invităm și proiectantul la discuții, să vedem în ce măsură ne pliem pe acest centru de zi pentru persoane vârstnice și să putem să depunem cererea de finanțare în momentul când se deschide linia pe acest domeniu de intervenție. Mulțumim. Dacă sunt întrebări. La punctul 17 am văzut că avem administrator public nou. Da. Ar trebui să ne prezentați, să știm despre ce vorba. Doamna Mădălina Armeanu, pe scurt vă prezint eu. A lucrat la cabinetul primarului, dar o să-ți dau posibilitatea să vă prezentați. A lucrat la cabinetul primarului ultimele luni de mandat, pe cel de-al doilea mandat de primar al meu. Colaborarea pe care am avut-o cu doamna Armeanu m-a îndreptățit să-i propun această funcție. Întrucât domnia sa era angajată a primăriei pe o funcție contractuală, pe perioadă determinată, funcția de administrator public în organigrama municipiului Moinești este tot contractual, pe perioadă determinată, a intervenit doar o schimbare de contract de termen, da? Am prelungit contractul de muncă până la iunie 2020, cred că da? Da? Până la finalul mandatului meu, pentru că eu consider în continuare că un primar trebuie să aibă un administrator public și o echipă cu care să-și implementeze politicile administrative pe care le dorește. Deci, consider în continuare că administratorul public trebuie să aibă un mandat limitat pe perioada mandatului primarului. Doamna Mădălina Armeanu, vă rog. Așa cum spunea și domnul primar, am avut o colaborare foarte bună în prima parte, din momentul în care am avut contact cu primăria Moinești. Sunt din zonă, de curând. Ne-am stabilit împreună cu familia aici și ne dorim să contribuim fiecare cum poate la dezvoltarea localității noastre. Sper să am în continuare aceeași colaborare bună pe care am avut-o în prima parte a acestui an și să vedem să trecem la treabă. Deja am experiență profesională, pregătire. Experiența profesională este terminată Facultatea de Științe Politice, apoi am un master în studii europene, în cadrul ASE București, totodată o bursă de studii la Torino, tot pe studii europene. Am activat în cadrul mai multor proiecte cu finanțare europeană în partea de implementare pe problemele pe sectorul apă-canal, inclusiv în colaborare cu Compania Regională de Apă Bacău. Și ulterior, desigur, la cabinetul primarului, în momentul în care am decis să fac acest pas către Moinești. Da. Îi mulțumesc frumos. De remarcat, și sper eu, o spun în numele colegilor, că a avut o relație bună și cu tot colectivul din cadrul primăriei. Și mă aștept ca în continuare, așa cum cred că ne dorim cu toții, să se vadă rezultate în urma acestei promovări. Da? În principal, administratorul public, prin dispoziția primarului, am stabilit și aceste, să spun, atribuții pe care
215 legea administrației publice locale mă îndreptățește să o fac, stabilind atribuții viceprimarului, secretarului și administratorului public. În principal au rămas cele vechi, deci administratorul public se ocupă în continuare de ce înseamnă spațiul locativ și partea de direcția creșă, da, și experiența pe care o are domnia sa pe partea de fonduri europene, mi-aș dori și deja cred că au început o colaborare cu biroul de proiecte, cu doamna Ivașcu, cu serviciul de investiții, cu doamna Sandu, pentru a gândi proiecte și strategii mai departe. Dacă la punctul diverse, cineva mai are de adresat o întrebare? Vă rog. Da, apreciem că avem două doamne în conducere, doamna secretar și doamna administrator public. Deci nu numai două doamne. Nu, mă refer la funcțiile directrice, da? Primar, viceprimar, administrator public și doamna secretar. Sună foarte bine și sper că doamna să fie un pic mai evolutivă, că avem nevoie, da, la un municipiu ca al nostru. Este perfect până aici. Ce spunea domnul inginer, domnul consilier, colegul meu, da, ședințele trebuie să le toți în același timp. Pentru că, în primul rând, noi 4 ani de zile, odată pe lună cel puțin, o să fim prezenți aici, trebuie să ne cunoaștem și trebuie să știm toate problemele, nu numai juridice sau urmări. Deci toți trebuie să fim la zi cu toate cele trei, știu eu, comisii, ca idee. Să nu cadă cu supărare, deci noi ne abținem. Dacă stăm bine cu bugetul, putem să facem, sigur, și o investiție, ca acasă am spus, facem gardul, dar la momentul potrivit, deocamdată mai lăsăm până la un an, doi. Sper să fim foarte ok aici. Doamne, suntem doi de la PNR. Nu toți avem aceeași sarcină. Dacă noi ieșim ca la Cavalerii Mesei Rotunde, am ieșit în oraș și vedem o neregulă, o consemnăm și la prima ședință să o spunem, fără doar și poate. Pentru de aia suntem aici, spre mai binele municipiului, toți. Ce voiam să vă mai spunem așa? Sigur, întâlnirile sunt benefice. Fără doar și poate. Deci trebuie să fim toți aici în același timp. Pentru că nu putem să ne împărțim 3 ședințe pe lună. Asta ar însemna dumneavoastră, cei care conduceți ședința, să veniți de 3 ori pe lună. Nu e corect. Odată și bine. Da? Deci, eu sper să iese, după 4 ani se face și raportul consilierului, așa cum domnul primar a făcut raportul. Anual, raportul primarului, am văzut că a adus 10 consilieri, felicitări. Și noi trebuie să facem raportul consilierului să fie consistent. Nu venim aici numai să luăm 50 milioane de lei, dar venim să facem treabă. Vă mulțumesc, bună ziua. Mulțumesc. Vreau să aduc în discuție un subiect pe care l-am mai avut în cadrul consiliilor locale anterioare. Percepția cetățenilor, pe care cred că ați sesizat-o și dumneavoastră, este că dumneavoastră îi reprezentați pe dânsii aici, în Consiliul Local, și problemele domniilor. Nu de multe ori, cetățeni care se prezintă la cabinetul meu sau la audiențe, mă întreabă, cine e consilierul de pe zona noastră? Este o neîmplinire pe care o împărtășesc cu dumneavoastră, dar raportat la faptul că nu am reușit ca în cadrul Consiliului Local un consilier să aibă o anumită responsabilitate pe o anumită zonă. Răspunsurile pe care le-am primit la momentul respectiv a fost că nu există așa ceva, că eu, consilier fiind, eu reprezint municipiul Moinești. Da? Vreau să vă mai spun de demersul pe care îl fac și nu este un secret, dar vă provoc și pe dumneavoastră de la celelalte formațiuni politice, demersul pe care eu l-am făcut împreună cu consilierii ALDE, în a-i determina să-și aleagă zonele din municipiul Moinești pentru a avea o mai bună legătură cu cetățenii din zona respectivă, pentru ai cunoaște cetățenii mai bine pe fiecare în parte, pentru că a fost un vot de listă și s-a votat la listă și, de ce nu, fiecare consilier să existe de, și o competiție între consilieri, între ceea ce fac pe zona respectivă, problemele pe care le sesizează, ni le sesizează sau ni le sesizează nouă executivului aici și eu cred că e un lucru bun în continuare. Dacă dumneavoastră doriți să fiți parte în acest proiect, vă invităm în acest proiect și pe dumneavoastră de la celelalte formațiuni, PSD și PNL,
și domnul consilier de pe la ședința viitoare, la capitolul diverse, să discutăm. Să discutăm și acest aspect. Vă rog să vă gândiți până săptămâna viitoare, dar până la ședința viitoare, la acest subiect. Da, domnul Botezon. Ca un drept la replică, domnul Palașanu, dânsul poate n-a înțeles prea bine de ce. Eu m-am referit la faptul să facem fiecare ședință pe specialitate. Deci, ședința poate să aibă loc în aceea zi, cu o oră înainte, deci nu e nicio problemă. Deci, discutând mai în amănunt fiecare proiect care este specific comisiei respective. După aia, întâlnirea are loc în plen, unde putem să ne cunoaștem foarte bine, se poate discuta mult, mai mult și în plen. Nu sunt depurgată direct prin ședință, o să depurgă și mai mult. Deci, la asta m-am referit și mi s-a părut mai normal așa. E părerea mea, bineînțeles. Majoritatea decide. Față de ce a spus domnul primar, noi deja PSD-ul ne-am împărțit pe zone de activitate. Deci, de când am participat la alegeri. Și după aia, când atâția consiliere am obținut, deja suntem împărțiți. Și asta e o treabă de organizare internă a fiecărui partid. Eu sunt de acord să răspundem de o zonă, dar în principal suntem consilierii municipiului Moinești. Deci dacă vine un om care mă cunoaște din altă zonă și mă abordează, eu nu pot să-i spun du-te la celălalt că eu răspund de văsie, să spun un exemplu. Deci fiecare partid se organizează cum crede. Subscriu, sunt de acord cu domnul primar, e foarte bine să avem reprezentanți pe, pe o zonă mai restrânsă, ca să se ocupe mai în amănunt de problemele respective. Ca să răspund și la punctul la care ne-am abținut, sunt probleme. Sunt probleme și nu cred că domnul primar nu le știe. Sunt probleme de sistematizarea părailor. Știm foarte bine, în urma inundațiilor, cum a rămas Moineștiul. Eu nu vreau să jignesc, dar nu arăta municipiul. Vă spun, mergeți în cartierul Lucăcești, mergeți în Hangari, pe Mihai Cogălnicianu, pe Avram Iancu, lăsați-mă să termin, vă rog frumos. Da, și dumneavoastră după aia, n-am venit să ne certăm. Nu vrem să ne... Dar vă rog frumos, este dreptul meu acum, deci. Nu, lăsați-mă să termin și după aia îmi răspundeți dumneavoastră. Electorală, când avem atâta treabă. Nu continuăm nicio campanie electorală, deci. Eu înțeleg, lăsați-mă să-mi exprim punctul meu de vedere. Vorbiți exact textual, cred că ați rămas cu placa din campanie. Nu, nici n-am exact vorbit în campanie. Exact același lucru ați spus în campanie o lună de zile. Chiar nu le-am spus. Chiar nu le-am spus. Chiar le-am aflat. Eu am venit în fața dumneavoastră cu proiecte de hotărâre concrete, domnul președinte. Domnul președinte, vă lăsați să vorbesc și eu? Vă rog frumos. Dacă nu, eu cred că dumneavoastră conduce ședința, nu? Vă rog. Vă rog frumos, lăsați-mă să scriu. Deci, ideea este, 20% din populație nu au apă potabilă. Curent. Deci aici, la asta m-am referit, v-am dat un răspuns. Da, da. La asta m-am referit. Poate motivat. Nicio problemă, de aia zic, eu cred că e mai important întâi aveți să... Dar situația pe care vă putem spune. Știu, știu cum aveți. 95% din populația orașului, și mă poate ajuta colegul meu, domnul Octavian, este branșată la rețeaua de apă. De unde 20%? Mergeți în Hangar, Mihai Cogălnicean. Da, mergeți pe Avram Iancu. Cu presupusul că ar fi 20%, dați-ne-o... Este o cifră pe care... Domnul Vinghear, vă rog să spuneți rezultatele proiectului pe post mediu. Cifra a luat-o din raportul din prezentarea orașului. Facem un scurt că pentru linia de finanțare ce va urma pe... Nu, ce s-a încheiat întâi? Rata de conectivitate. Rata de conectivitate este 90% pe apă și 80% pe canal. Pentru că se calculează densitatea populației. Nu raportat la lucrurile astea. În primul rând, nu mă lăsați să vorbesc. Deci noi nu putem purta un dialog. Dacă sunteți la obiect, domnul Vasile. Păi sunt la obiect. Deci cifra, cifre, e vorba cifra, de cifre. Dar lăsați-mă să te amici și dumneavoastră să veniți cu răspunsul. Deci, eu am luat de raport. Aveți statutul de invitat în ședință. Aveți statutul de invitat. Știți cum aveți ședință. O conduce domnul președinte. Domnul președinte, nu mai am nimic de spus. Vă mulțumesc pentru răspunsul. Am înțeles, nu avem voie să vorbim. Da, corect. Vă rog, dacă mai aveți spus ceva. V-am rugat să motivați ceea ce a spus mai înainte. Deci am luat-o din raportul dumneavoastră de pe site-ul primăriei, 20% a spus acolo că nu se raportați la apa potabilă. Ce vreți să vă aduc? Da, să vă aduc. Dumneavoastră a scris acolo. Poți să răspunzi? Sunt aceste cifre pe site? Tu răspunzi. Sau erau... Da, așteptăm. Nu, eu v-am spus ca un argument de ce m-am abținut. Că nu, că nu ar fi bună scena, Doamne ferește, putem să facem numai scene. Dar mi se pare o sumă fabuloasă când sunt zone unde sunt alte priorități. Așa. Nu fac campanie electorală, nu nimic, Doamne ferește. Da, nu vreau să pun negru și rezolvă întrebarea. Totuși, un proiect concret,
puteți să veniți? Proiect trebuie să faceți dumneavoastră, le venim cu propuneri, știți? Veniți cu o propunere, domnul Moțile. Vă aștept cu propuneri la executiv. O să venim și cu propuneri, să știți. Să știți că puteți să aveți și calitatea de inițiator a unei hotărâri de Consiliul Local, domnul Moțile. La dumneavoastră, o parte din ele le-ați luat în considerație, o parte nu. E normal să nu puteți să le luați. Eu sunt obligat și mi-am impus această obligație să iau în calcul toate propunerile. Dar dați-mi voie să le filtrez. Eu văd acum o irascibilitate. De ce? E o discuție. Nu, 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 nu. De ce? Sunt irascibil la politică, domnul consilier, atât doar. Nu cred că după 8 ani de politică încă n-am învățat să accept discursuri. Vreau să vă spun și n-aș vrea să vă jignesc. Răspunsul pe care l-ați dat dumneavoastră mi-a amintit de un alt consilier local PSD care mi-l dădea cu 8 ani în urmă. Și totuși am evoluat, eu spun așa, în 8 ani de zile. Și dumneavoastră erați în Consiliul Local și atunci. Nu e normal să venim cu discursuri la modul general. Haideți să fim punctuali și pragmatici. Dom'le, nu-i bine aia, haideți să facem asta. Haideți să facem. Da? Apropo de pâraie, să știți că eu deja am făcut un demers. Și prin aprobarea dumneavoastră, pe ultima organigramă, da? Posturile care au rămas vacante, prin plecarea cei de la Direcția de Utilități Publice pe salubrizare și care i-a preluat în parte Romcrescu, acele posturi vacante, am înființat o echipă în cadrul Direcției Domeniului Public și Privat, care fix asta va face, domnul consilier. Și v-am spus la momentul respectiv, da, ați uitat. O echipă care să se ocupe de gabioane, de regularizare, de tot ceea ce înseamnă problemele care sunt pe acele cartiere angaj și păsări. Nu am văzut acțiuni. Vreau să vedem. Nu e gata. Acum a fost vreau să vă spun că au fost două concursuri și nu prea s-au înghesuit lumea la muncitori. Numai la pază. La pază erau 14 pe un post. La concurs din 7 posturi scoase erau 4 candidați. Iar pentru funcția de șef de echipă, unde am cerut studii superioare, adică un inginer în domeniu care să coordoneze, s-a prezentat un singur dosar care a trebuit respins. De motive că nu îndeplinea condițiile de studii. Avea studii de scurtă durată și nu de lungă durată, așa cum erau cerințele prin post. Deci, eu când vin în fața dumneavoastră și îmi cer scuze că v-am întrerupt, vin cu lucruri concrete, cu fapte. Și mă aștept să primesc același lucru din partea dumneavoastră. De-aia am puțin așa, o mâhnire aș numi eu, nu... Dar v-ați supărat degeaba, să știți. Și mă știți foarte bine că de 8 ani de zile lucrăm împreună, domnul consilier. Da, dacă altcineva la punctul diverse mai are. Da. Domnul Iri. Am trei probleme. Dar de fapt, am pus comandat de bombieri și m-am lovit de cele inundații. Eu cred că trebuie să ne gândim mandatul ăsta sau celălalt va fi la un mare proiect european prin care să diguim de la un capăt la altul hangarul și Văseștiu. Pentru că așa cum a făcut Miron la Comănești și primarul Slănicul cu Slănicul, eu cred că îmi putea aici, ținând cont că va fi și stațiune, cu niște faleze frumoase, s-ar putea face un proiect mare, nu diguiri din astea mici, dacă facem, să facem un lucru bun, trainic, care, într-adevăr, să mulțumească cetățenii și să fie făcut la un nivel de municipiu. Asta ar fi una, o propunere de-a mea. O altă propunere din discuțiile purtate cu cetățenii de pe Micleasca, să întreabă dacă să mai continue asfaltul, dacă să mai face canalizările, dacă să le putem da un răspuns. Și încă o problemă, vin unii cu propunerea ca să avem grijă să poate putem să facem o statuie a lui Mihai Eminescu, că într-adevăr am făcut cu Tristan Țara destule, dar avem și pe Mihai, am uitat un pic clasice, și ținând cont că vrem să cumpărăm și clubul și mai avem și casa asta de cultură, în memoria lui Mihai Eminescu, Moinești, ar trebui, cred eu, să facem o statuie frumoasă a lui Mihai Eminescu. Avem o plachetă acum la tribunal, dar e după niște tufe acolo. Și nici nu se vede nici asta. Și ar fi frumos pentru orașul nostru să nu ne uităm clasici. Știu că este important cu Tristan Țara, că și-a adus contribuția, dar nici clasici nu trebuie uitați. Nu avem o statuie în Moinești, sau poate este și nu știu că, cu Mihai Eminescu.
Cam astea sunt cele trei puncte de vedere ale mele și în ce privește ca consilier independent, eu am strâns semnături din toată zona Moineștiului. Eu răspund de tot Moineștiul. Asta este. Nu pot să-i las pe unii pentru alții că să supără. E ca și da. Dar în legătură cu comisiile, e bine să fim așa uniți, așa cum am fost mereu. Puteam să facem câte o comisie la sediul fiecărui partid, dar eu rămân pe din afară. Cam atât. Important este ca problemele pe care le sesizați în terenul discuției cu cetățenii, chiar nu e nevoie să așteptați ședința de Consiliul Local. Eu cred că au fost situații în care ați sunat și am intervenit imediat acolo unde am considerat că putem să rezolvăm problema imediat. Acolo unde sunt probleme care necesită buget, aprobare, listă de investiții și celelalte, știți foarte bine cum, care este mersul legal, normal al lucrurilor și trebuie să-l respectăm. Sigur. Vă rog. Mulțumesc. Apropo de canalizare, tot în găzării vorbesc cu oamenii că s-a dat drumul la stația de epurare și se pot acorda la canalizare cetățenii. La stația și spun că, că au înțeles că trebuie să acordeze singur. Domnul Octavian, așa să nu vorbim. Primăria nu poate să dispună sau să dea voie cetățeanului să facă acordare sau de canalizare. Deocamdată e procedura de recepție, a început procesul de recepție al rețelei, nu din punct de vedere, din punct de vedere tehnic, nu din punct de vedere estetic, ce a rămas la suprafață. După fără reprezentantul primăriei. Fără reprezentantul primăriei. Fără reprezentantul primăriei, în cadrul nou, primăria mai nici nu a fost să desemneze cu nimeni în comisia de recepție, pentru că a fost mulțumit cu modul cum a venit lucrările. Procesul este în derulare, se va încheia în cel mai scurt timp, că altfel va fi penalizat de Uniunea Europeană. Au terminat lucrările nu mai au prefăcut și iar de alte probleme. Iar ei vor fi înștiințați de compania regională de apă pentru că au nevoie de abonat. Stația de epurare funcționează. Deci s-a trecut deja pe linia nouă. De aici pe linia nouă, de mai bine de o lună de zile. Aia de la Lucăcești. Aia de la Lucăcești. Și cealaltă este terminată, răzmontată de toate pompele. Nu funcționează stația de pompare. Funcționează? Au pus în pompare, sunt puse pe automat. Câteodată mai sar de pe automat. Dar dacă nu e recepționat lucrarea, constructorul nu vrea să pună în funcțiune. Până la recepția finală a lucrării, toată această lucrare este în proprietatea constructorului. Numai după procesul verbal de recepție, din punct de vedere legal, poți să exploatezi un bun care ți-a plăcut. Și atunci bănuiesc că nu vine fiecare și să-ți apă cum vrea și intră. Va face contract cu compania de apă. Puțin de zona răzării. Deci, acordările. Conform proiectului, acolo sunt două tipuri de cămine. Sunt căminele de linie și de racord. Deci căminele de racord au fost trase până în la limita proprietății. Da? Sunt cămine de racord care pot să deservească și două proprietăți sau mai multe proprietăți. Da, da. De acolo. Dar și cum ați văzut, nu poate omul să duc, să apucă el să intre, să facă branșarea. Branșarea trebuie să o facă cineva. O să așa cum prevede legea în toate astfel de situații, pe domeniul privat își execută lucrarea proprietarul. Nu intervine nici compania de apă, nici nimeni altcineva în curtea omului să-i stă pe șanță. Nu. La limita proprietății. Exact. Vor fi asistați. La limita proprietății este cămine. Da? Deci, îți șapă, îți trasează șanțul, conducta și în momentul când trebuie să branșeze în căminul de branșament, atunci, clar, în prezența unui reprezentant al companiei de apă Bacău, punctul de lucru Moinești, va face acolo, acest lucru. Acolo are lăsat racord, să știți, în cămin. El nu a trebuit să vină să curte. Păi din curte direct în cămin. Nu, el își face șanțul curte ce n-ai mai face. Dar în momentul în care se branșează, trebuie să fie asistat. Trebuie bine, asistat, da. Dar nu e execută. Așa cum am precizat mai devreme. Compania de apă. Deci, să recapitulăm și să reținem câteva lucruri. Până la recepția finală nu se pot face branșamente pentru că instalația teoretic nu este funcțională din punct de vedere al companiei de apă. Deci până când compania nu o preia.
În momentul când compania preia instalația, conform procesului verbal de recepție finală, atunci compania cu siguranță va veni către cetățeni să-i invite la branșat. Da? Vom face probabil și niște anunțuri, o campanie în sensul ăsta. Da? La cel puțin Mihai Eminescu, Cristi 50% sunt raportați la momentul construcției. Vă spun de sigur. Este apă pe canal. Pentru că s-a existat lucrurile de canalizare. Deci, personal, populația o discuta cu ăla care nu monta stăminul și o păcare deja în țeava nimeni. Menționează că deja odată s-a oferit stația, adică o parte din capul făcura și de-abia afară. Pentru că ea nu era pus să fie funcționare. Da. Oricum, ca idee, s-a ridicat subiectul Micleasca. Noi acum am avut discuții și am tot vorbit de prioritizare. Da? Am evaluat toate străzile din municipiul Moinești și am prioritizat străzile din punct de vedere al investițiilor pe apă și canal ce a mai rămas. Da? Avem lista pe care am și transmis-o către UIB Bacău, da? Da. Așa. Și funcție de bugetul pe care... Unde se poate citi lista asta? Este disponibilă. Poți să o postez pe site. Sau oare domnul Vingheanu? Da, personal adresați-vă și vă poate da. Da? Da. Bun. Funcție de bugetul pe care îl vom avea alocat, se va trage linie funcție de buget. Da? Mai mult, am avut discuții cu proiectantul și am convenit câteva lucruri legate de faptul că trebuie să avem curaj, să avem mai multe studii de fezabilitate, pentru că ne-a demonstrat perioada anterioară de finanțare, când am reușit să mai prindem alte străzi la finanțare, pentru că am avut aceste studii făcute. Și amintesc aici strada Nicuienea, strada Osoiu, General Șova, Primăverii. Da, Primăverii, care a fost prinsă la apă, canal, funcție de proiectele pe care le-am avut, făcute lucrările din banii rezultat din economiile la celelalte proiecte. Poftim, domnul. Conform listei prioritare de investiții care au fost aprobate în Consiliul Local în 2015, reaprobată, municipiul Moinești a fost prins ca investiții cu 9 km de extindere rețea canalizare, 4 km de reparație rețea canalizare, 36 de km reparație rețea apă și 900 extindere apă. Am solicitat să renunțăm la o parte din reparații canalizare pentru că nu prea avem mari probleme, să le punem pe extindere la nivel de discuții. Ca principiu de prioritizare, o să vă întrebați de ce o să vedeți probabil strada Mihai Cogălnicianu printre primele străzi cu racordare la apă. Simplu. Pentru că pe cea stradă avem canalizare nouă. Da. Și nu avem apă. Sunt niște anomalii care au rezultat în urma implementării proiectului vechi. Și atunci corelăm să eliminăm aceste lucruri. Da? Sau stradă unde avem apă, dar nu avem canalizare. Și atunci trebuie să închidem astea. Și după care intrăm pe eșalonul inferior cu străzi care nu avem nici apă, nici canalizare, dar astea mai sunt foarte puține. Deci majoritatea avem câte ceva. Și cu prioritate, iarăși, străzile pe care le-ați aprobat dumneavoastră în ședință de Consiliu prin proiect, prin hotărâre, care sunt prinse la reabilitare, la reabilitarea străzii. Da? Și aici avem cele 7 străzi plus altele 4 care sunt în lucru, nu? După câte mi-amintesc eu. Da? Cele 7 pe care le-am depus deja la PNDR, la finanțare. 6 și 7 în proiectare. Da? Și 7 în proiectare. Deci 13. Două deja au livrat proiectul. Da? Deci dorim ca atunci când facem reabilitarea străzii, așa cum s-a întâmplat cu strada Păcii, care în sfârșit are asfalt, după perioada în care oamenii chiar nu ne mai credeau vreodată. Apropo, face și șanturile detonate sau... Sigur că da. Da. Am reușit și am ținut să nu asfaltăm acea stradă până când nu s-a încheiat proiectul de canalizare și apă. Da? Logica de multe ori nu se mai prea potrivește cu corelarea activităților din teren. Că dacă, de exemplu, eram pe fonduri europene, riscam să pierdem banii dacă nu făceam
acele lucrări. Și exact. În a pierde niște bani pe trotuarul sau în a face o stradă și au mai repara, trotuarul nu știu, de pe strada nu știu ce am fi ales. A văzut că a fost spart după ce a fost reabilitată strada, dar da. Se pierdeau bani. Deci principiul ăsta eu l-am avut și l-am enunțat de, și în anii anteriori, atunci când nu am prins la asfaltare străzi foarte multe, pe motiv că nu aveam infrastructura pregătită, respectiv canalizarea și apa pe acele străzi. Adică facem lucrurile în ordinea firească și în logică, așa cum spunea domnul consilier. Ar mai fi o problemă, domnul primar, scurtă. L-am sunat pe domnul viceprimar Marți. Se creează o ambuscadă de mașini acolo în spate, la Apollo, și între mine și Apollo, între prima mea. Cel puțin marța și sâmbătă e sfârșitul lumii. Două doamne au făcut preinfarct, probabil, dar nu la spitalul urgențe. Sincer, vă rog să mă credeți. Ar fi o soluție în august, toți iau concediu italienii străini din august și este super aglomerat de orașul. Să dăm, nu, pardon, să dăm drumul la astea trei, ăștia trei morcovi care la rotundă aici, lângă noi, la Arta Meșteșugarilor, cel puțin luna asta de luna de foc, să circule și pe partea asta altă, ca să putem decongestiona traficul, sau nu știu cum să mai zic. Domnul consilier și domnilor consilier, vreau să vă spun că circulația rutieră în municipiul Moinești se face cu avizul Poliției Rutiere Municipale. Da? Toate problemele de trafic, amplasarea unui indicator rutier, cer avizul Poliției Rutiere. Noi avem, și vă amintesc, un plan de mobilitate. S-au făcut niște studii de trafic în municipiul Moinești. Adică, idei avem cu toții, dar haideți să le încadrăm în ceea ce, în niște studii pe care le avem. Care nu știu și nu aș putea să vă răspund eu acum că aș face exact ceea ce ați făcut dumneavoastră mai înainte și nu vreau să pic în aceeași eroare. Să spun că dacă am deschide s-ar întâmpla nu știu ce sau nu știu cum. Dar ce pot să vă promit este că am sesizat că în zilele de weekend și poate reușesc cât mai repede posibil să fac o discuție cu conducerea Poliției Municipale Moinești prin care să reluăm acele patrule comune, echipaje mixte între poliția locală și poliția municipală pentru a asigura fluența traficului în intersecții, în special în orele de vârf și în zilele cu circulație mai accentuată. Asta o să o vedeți că se va întâmpla, sper eu, în zilele următoare, chiar săptămâna viitoare. Măcar în lume de vârf, foc, acum vară, când toți vin acasă, că după aia mai ține la dășor. Mulțumesc! Altceva? Eu am un proiect de iluminat public între Peco Petrov și Lucoi pe atelierul în zona aia sau după ce se termină canalizarea. Există predat către noi, de către firma de proiectare ISPE București, parcă se numea, da? Institutul de Proiectare Energetice București, proiect de reabilitare a iluminatului public în municipiul Moinești. Acel proiect așa cum a reieșit din studiile făcute de proiectant, costurile reabilitării iluminatului public în municipiul Moinești se ridică la și extindere, da? Reabilitare și extindere. Că, de exemplu, pe zona aia e vorba de o extindere, că nu există iluminat public acolo. Acest loc este între Peni și sensul generator. Da? 9 milioane de euro. Aproape 10 milioane de euro. Costă acest proiect la implementare. Estimarea făcută de către proiectant. În perioada următoare se va deschide linie de finanțare specială pentru reabilitarea iluminatului public. Analizăm acum și vă așteptăm cu propuneri, da? Așa cum o spun de fiecare dată, să vedem ce prioritizăm în cadrul acestui proiect, pentru că suma maximă admisă la finanțare este 5 milioane de euro. Da? Vom depune acest proiect cu siguranță pe fonduri nerambursabile să putem să tragem suma maximă admisă probabil până în 5 milioane de euro, dar vor rămâne și zone neafectate de proiect și aici trebuie să stabilim. Ori mergem cu extinderea astfel încât să acoperim toate capetele, că practic nu mai sunt străzi, sunt niște capete de străzi care nu au acoperit iluminatul public acum și cât mergem pe reabilitare și pe producție de energie, pentru că avem și producție de energie verde și va trebui să păstrăm pentru că se punctează și proiectele vor primi punctaj în funcție de noutățile cu care vii
acolo, pe energie verde, pe consum, pe managementul energetic și multe, multe alte chestii care sunt acolo. Deci, aștept propuneri legate de acest proiect. Și în legătură cu lucrarea care a făcut-o EV-ul la sonda asta din izolilor de acolo, și-au terminat treaba, au plecat, n-au mai montat un stâlp care era acolo. Nu cred că este semnată recepția acolo. N-au mai montat o bară din... Domnul consilier, a plecat domnul arhitect că are problemă la Casa de Cultură. Am trimis direct la București, la OMV, poze și cu situația acestei lucrări pe care eu o consider o bătaie de joc. Am informat OMV-ul cu privire la acest lucru. Au spus că e conform proiectului, dâns și așa au considerat, doamna dirigintă de șantier cu care am discutat, s-ar arăta surprinsă de nemulțumirea mea, iar pe nemulțumirea domnilor lor de aici față de nemulțumirea mea, le-am transmis celor de la București să știe și ei situația. Pentru că ei spun, domnule, doar noi am cheltuit bani acolo. Dom'le, banii dumneavoastră, uitați, așa au fost cheltuiți. În loc să monteze bordură prefabricată, au turnat niște beton de amețești când te uiți la el, da? Au tencuit un zid care în loc, așa, au în loc să semene gazon acolo și ce trebuiau să facă, au aruncat niște bolovani, că pământ nu pot să numesc la zona verde, au încercat să amenajeze acolo. Deci am transmis direct către OMV București, domnului director Pazara, toate informațiile și l-am sunat și personal să-i spun de situația de aici. Și acum când am plouat tot pământul, a căzut și în regulă, deci l-a adus la containerul în sus, l-a adus tot. Eu sunt convins că lucrarea nu e încheiată, dar la momentul când ne vor chema la recepția lucrării, vom aplica prevederile legii 50 cu privire la autorizarea și recepția la lucrări. Normal. Am fost în discuții și sunt pregătit pentru asta. Și gazonul l-a udat, ăla nu da. Am mai dat și bolovan, știam. Principiul același pe care o folosesc cei de la OMV și pe care l-am transmis și în informarea către București. Antreprenorul lucrării este o firmă de prin satul mare, Baia Mare, de undeva din România, în cel mai fericit caz, dacă nu-i din străinătate, iar lucrările sunt făcute la prețul cel mai mic cu cei care sunt dispuși să facă această lucrare, ca să nu o numesc altfel. Da. Vom vedea rezultatele. Da. Dacă la diverse mai are cineva vreo întrebare, dacă nu, ordinea de zi epuizată, declar ședința încheiată.